Vreau să vă întreb, există posibilitatea de a scoate vreo companie la privatizare în curând? Nu există un program de privatizare în acest moment. În funcție de condițiile pieței, de deciziile care se vor lua vis-a-vis de restructurarea companiilor, vedeți ce se întâmplă în zona energiei, în care se creează două noi companii, e posibil ca undeva în a doua parte a anului un procesul de privatizare să fie reluat. Din informațiile noastre, Comisia Europeană și Banca Mondială realizează o analiză a instituțiilor de stat pentru a vedea planul în vederea planului de concedieri. Ne puteți spune acest studiu dacă există rezultate până în acest moment sau când va fi finalizat? Deocamdată stăm abia în faza în care se semnează contractul cu Banca Mondială, n-a început studiul și nu are nicio legătură cu concedierile. Este vorba despre eficientizarea sistemului administrației publice, o analiză complexă a administrației publice românești în scopul eficientizării ei. Nu are nicio legătură cu concedierile. Deci rezultatul nu va fi folosit și pentru... Nu are legătură cu planul de concedieri, înțeleg? Nu există un plan de concedieri. Dar când va fi... Atunci, pe ce bază se va face acest plan și când îl așteptăm? Analiză a administrației publice românești. E un proiect care va dura multe luni. Probabil că rezultatele vor fi spre sfârșitul anului, începutul anului viitor. Deci nu are legătură cu ceea ce presupuneți dumneavoastră că avea legătură. Atunci, despre planul de concedieri ne puteți spune nu altceva? Nu există un plan de concedieri. Legat de arierate, care este volumul la finalul lui decembrie, măcar o cifră estimativă? Veți vedea pe site-ul Ministerului și depinde la care arierate vă referiți, pentru că există multe arierate și ar fi bine să definiți datoriile noastre către diverse companii, datoriile lor către noi, există... Ne îndeplinim obligațiile din acordul cu femei. Adică până în aprilie 2011, dar... Și nu comentez. Întrebarea este, cei de la femei au spus că există o parte din aceste arierate care sunt foarte greu de controlat, cele din bugetul general consolidat, deci nu cele din bugetul de stat, și că statul trebuie să găsească soluții pentru a le identifica și a le scădea. Dacă puteți să spuneți care sunt soluțiile pe care le intenționați să le adopte. În primul rând, intenționăm să reducem cât mai mult posibilitatea de a crea arierate și de a determina o... Metoda cea mai bună este cea de aplicare a legii, care spune că n-ai voie să angajezi o cheltuială până când ea nu este finanțată. Deci aici este zona cea mai importantă și ar fi bine ca toți ordonatorii de credite, atât la nivel local cât și la nivel central, să respecte această regulă. Legat de impozitul minim, ați spus astăzi că nu dați niciun termen pentru modificarea acestuia, dar... Se lucrează și în momentul când vom fi gata... Vom comunica bazele, modalitățile, valorile, tot ceea ce ține de noul impozit forfetar. Deocamdată suntem într-o analiză, sunt multe piețe specifice, pentru că fiecare zonă are specificitatea ei și preferăm să analizăm mai mult și să venim cu o soluție cât se poate de bună. Nu știu dacă de perfect nu pot discuta acum, dar cât se poate de bună. Dar în funcție de cum decurge analiza, mai poate fi aplicat pentru trimestrul 1, modificarea mai poate fi intra... În niciun caz nu discutăm de trimestrul 1. Legat de aceste domenii cu evaziune ridicată, înțeleg că acestea vor fi vizate pe nou impozit. Există o analiză legată de primele trei domenii, să spun, care au cea mai mare evaziune, niște cifre legate de acest lucru? Nu există cifre statistice pe domenii de evaziune fiscală. Noi discutăm de zone de evaziune fiscală, unde ducem chiar așa de direct să vedem câtă evaziune fiscală în zona restaurantelor sau în zona, în altă zonă care ar putea fi trecută sub incidența impozitului forfetar, dar este un fapt public că în aceste zone se practică evaziunea fiscală și vom încerca să găsim o soluție prin care ei să poată funcționa și noi să încasăm taxe și impozite. Le știți, există o listă de 60 de domenii, le analizăm pe toate.